Doamne și domnilor, bună seara, eu sunt Dan Gabor, vă invit să urmărim împreună știrile ore 18. Să vedem dacă mai există onoare în România. Acesta este comentariul radical făcut de premier în urma scandalului de proporție de la Spitalul Foișor. Florin Câțu a dat clar de înțeles că este extrem de supărat în urma modului în care a fost executată evacuarea pacienților și atrage atenția că remaniarea este atributul premierului. De cealaltă parte, ministrul Sănătății pare să-l sfideze în continuare pe premierul Câțu. În primul rând a ieșit într-o declarație de presă concomitent cu Florin Câțu pentru a se disculpa și a arunca săgeți în toate direcțiile. Potrivit discursului său, el a fost singurul fără pată. Urmă de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România. La fel ca și noastră, foarte supărat de ceea ce am văzut la televizor. Fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății. Remanierea sau o decizie despre un ministru din cabinetul acesta o va lua doar premierul. Iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunța. Remanierea nu se discută, se face. Premierul Florin Câțu a răbufnit împotriva lui Vlad Voiculescu după scenele incredibile de la Spitalul Foișor și a făcut un apel la onoarea ministrului Sănătății. Nu cred că este normal, după ce se ia o decizie, să intervină prim-ministru, să vorbească și cu primarul București, să vorbească și cu manager, și cu managerul DSP și așa mai departe, să se implementeze o decizie luată pe toată lumea, în cunoștință de cauză. În această situație trebuie să înțelegem cu toții că avem un singur inamic, pandemia. Și trebuie să punem toate resursele pentru a rezolva această problemă. De partea cealaltă, din perspectiva lui Vlad Voiculescu, totul este perfect. Criticile primite după evacuarea Spitalului Foișor sunt un simplu zgomot politic, iar el este prea ocupat pentru a asculta ce spun alții, fie că este vorba de șeful guvernului sau nu. A fost în zilele acestea mult, foarte mult, cred că prea mult zgomot politic. Aici, la Ministerul Sănătății, am preferat să facem și vom prefera în continuare să facem ceea ce e cu adevărat important. Și anume să vorbim cu pacienții, cu medicii, cu personalul medical, să vedem de ce este nevoie și ceea ce trebuie făcut. Nu a fost singura sfidare pentru Câțu din partea Ministrului Sănătății. Deși anunțase presa că va ieși la declarații doar după ce premierul își va face intervenția, Voiculescu a început să vorbească în timp ce premierul era în direct. Nu vreau să fac procese de conștiință, aș spune doar că este regretabil că acest lucru s-a întâmplat și este cât se poate de evident că de la un punct încolo, cel puțin, s-a încercat folosirea unei situații de urgență pentru a câștiga capital politic. Voiculescu spune că Foișorul trebuia să fie de un an de zile spital COVID și că, de fapt, e vina managerului și a celor din primărie pentru situația creată. Discuțiile despre includerea Spitalului Foișor în circuitul COVID-19 nu sunt din ziua de vineri, ci sunt de nici mai mult, nici mai puțin de un an de zile în urmă. Ministerul Sănătății a dat avizul pentru ca spitalul să devină spital COVID-19, pentru că de acele locuri depindea și depinde în continuare viața unor oameni. Da, s-a întârziat nepermis de mult cu transferul pacienților și acordul managerului, respectiv formalitățile întocmite de conducerea spitalului și de ASSMP, au venit ultimele și trebuie să spunem că au venit cu întârziere. Spitalul Foișor nu este sub autoritatea Ministerului Sănătății, ci a Primăriei Municipiului București și a ASSMB. Mai pe scurt și mai pe românește, Ministerul Sănătății nu poate decide peste un manager de spital aflat în subordinea unei primării sau a unui consiliu județean. Nemulțumirea premierului ar putea fi concretizată printr-o remaniere în curând. Pe surse, Florin Câțu s-ar putea să nu mai aștepte să treacă cele 6 luni pentru a-și reevalua echipa de la guvernare. Așa cum anunțase inițial, prim-ministrul ar putea să anunțe într-un interval de timp mult mai scurt dacă anumiți miniștri performează așa cum ar trebui. Gabriela Mihai vine cu toate datele. Bun găsit, Gabriela. Ce se mai știe până acum? Am găsit remanierea sau o decizie despre un ministru din cabinet va lua doar premierul. Aceste discuții nu se discută, se anunță, a precizat astăzi premierul României, Florin Câțu. Însă sunt mai multe voci din Partidul Național Liberal care i-au cerut lui Florin Câțu remanierea lui Vlad Voiculescu. Așa cum spuneam, acest lucru se întâmplă chiar din interiorul Partidului Național Liberal și sunt surse conform
cărora este posibil ca premierul Florin Câțu să nu mai aștepte ca miniștrii din cabinetul său să ajungă la 6 luni de mandat pentru a face o evaluare, așa cum a anunțat inițial. Este posibil ca această evaluare să fie făcută mult mai devreme, iar asta și în contextul în care ne reamintim, premierul Florin Câțu le-a cerut tuturor miniștrilor din executiv să aducă evaluări făcute în urma a ceea ce au realizat până acum și aceste evaluări ar trebui discutate chiar în interiorul executivului pentru a vedea cu exactitate ce măsuri ar putea fi luate. Este posibil însă să nu mai fie așteptate acele 6 luni de mandat și aceste evaluări să fie făcute mai devreme. Sunt ministere unde performanța lasă de dorit, spun anumite surse din executiv, iar 9 dintre aceste ministere nu au trimis către premierul României Florin Câțu acele țeluri asumate și nici concluziile a ceea ce s-a întâmplat până acum. Așadar, rămâne de văzut până la urmă ce decizie va lua premierul Florin Câțu în contextul în care am văzut că îi se cere atât din interiorul Partidului Național Liberal această demisie a lui Vlad Voiculescu, mai ales după scandalul de la Spitalul Foișor din capitală. Am văzut de altfel că tot astăzi premierul Florin Câțu a spus că este vorba despre o onoare atunci când a fost luat în discuție un pas în spate a celui care se face răspunzător pentru ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Făișor din capitală și rămâne de văzut dacă cineva mai are o onoare. Mulțumim, Gabriela Mihai, pentru toate informațiile. Doar 6 locuri mai sunt libere la terapie intensivă în acest moment, în toată țara. Deși premierul Florin Câțu a cerut mărirea capacității de la terapie intensivă la 1600 de paturi, Vlad Voiculescu se mulțumește să rămână un simplu agent constatator. Mai exact, ne spune cu serenitate ceea ce știm deja cu toții, și anume că situația este gravă. Pentru a vedea exact ce s-a întâmplat cu obiectivul acela de a avea 1600 de paturi la ATI, încă nu este atins. Dar recunosc că am avertizat atunci și, din păcate, a fost nevoie de aceste paturi. Astăzi sunt 1531 de persoane internate în ATI și încă doar 6 locuri libere la nivel național. Premierul Florin Câțu cere mai multe paturi la ATI. Ce face ministrul sănătății? Ca de obicei, doar constată. Am spus-o de multe ori că situația nu este una ușoară. Am folosit de mai multe ori cuvântul critic. De 3 luni de zile încercăm să căutăm soluții. Am făcut reorganizarea spitalelor COVID-19 din ordinul de ministru 555, așa încât pacienții să aibă acces la servicii de îngrijire corespunzătoare. Câțu susține că încă mai are așteptări ca Vlad Voiculescu să facă totuși ceva în criza din sănătate. I-a cerut acestuia să îi explice cum a pregătit valul 3 al pandemiei, pe lângă situația de la Foișor. Eu am cerut, nu acum, știți foarte bine că am cerut să fie prezentat un raport la modul în care a fost pregătit acest val 3 și care sunt soluțiile. Și am cerut, bineînțeles, să se facă prezentări sau conferințe de presă, declarații de presă săptămânal. Nu, de atunci nu am mai cerut. Cer acest lucru la toți miniștrii, nu doar de la Ministrul Sănătății. Trebuie să comunicăm, mai ales în această perioadă, foarte mult și transparent. Este un lucru la care am cerut de la toți miniștrii. Transparență, coerență, profesionalism. Ce a înțeles Voiculescu este greu de spus. În timp ce o țară întreagă a văzut disperarea pacienților scoși în miez de noapte din spital, ministrul sănătății s-a lăudat că oamenii ar fi de fapt solidari cu el. Scandalul mediatic din ultimele zile a fost despre cei puțin peste 100 de pacienți externați de la Spitalul Foișor. Am vorbit cu toți acești pacienți externați care sunt acum acasă și ne-am informat de asemenea asupra stării de sănătate a tuturor pacienților care au fost transferați din Spitalul Foișor în alte spitale din București și din țară. Împreună cu colegi din Ministerul Sănătății, i-am sunat personal pe fiecare dintre cei externați, pe mulți i-am sunat personal în cursul zilei de ieri și de astăzi. Fără excepție, cei cu care am vorbit și-au declarat solidaritatea cu cei care acum se luptă pentru propria viață. Fără excepție,
Oamenii au fost impresionați de faptul că acum, în acest moment, la Spitalul Făișor, pacienți care au nevoie acută de terapie intensivă sunt ajutați să lupte pentru viețile lor. Despre cât de impresionați au fost pacienții de deciziile lui Voiculescu, cel mai potrivit ar fi să ne uităm chiar la ce spuneau aceștia. Oamenii ăștia își vor scurta viața spectaculos, să distruge în asemenea spital unic în Europa de Est, da? Această bijuterie, ca să aduci COVID, în timp ce la Pipera, într-un an de zile, nu ai putut să faci 500 de paturi. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu anunță că ministerul pe care îl conduce va propune extinderea anului școlar începând cu septembrie 2022. Mai mult, s-ar putea reveni la trimestre în loc de semestre, însă asta după discuții ample cu sindicatele și cu asociațiile de părinți și elevi. Dar mai multe despre aceste schimbări, posibile schimbări, discutăm chiar acum cu ministrul Sorin Câmpeanu. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim pentru intervenția în jurnal. Domnule ministru, ce înseamnă mai exact această extindere și ce beneficii aduce? Există o solicitare publică de extinderea duratei cursurilor în învățământul preuniversitar. Această solicitare coincide cu nevoia de recuperare a pierderilor generate de către predarea online. Deci, în contextul în care durata anului școlar, durata cursurilor în România este sub media europeană, este o propunere de luat în considerare. Însă, pentru a adopta o astfel de propunere, este nevoie de acordul profesorilor, elevilor și părinților. Dacă și numai dacă principalii parteneri de dialog social ai Ministerului Educației solicită extinderea anului școlar încă din anul 2021, în condițiile în care din februarie 2021 există un ordin de ministru prin care se stabilește structura anului școlar în urma consultării cu aceiași parteneri, Consiliul Național al Elevilor, FSLI, Federația Spiru Hareț și Federația Asociațiilor de Părinți. Deci dacă ajung la un consens și revin în mod unanim asupra calendarului aprobat în urma consultărilor încă de la începutul anului 2021, Ministerul Educației are deplină disponibilitatea de a reveni asupra calendarului în sensul extinderii perioadei de cursuri cu o săptămână, spre exemplu, atrăgând însă atenția asupra deficitului de predictibilitate generat de această eventuală revenire. Predictibilitatea trebuie să rămână un obiectiv major în sistemul de educație, mai ales acum când perioada de criză sanitară a impus decizii multiple de schimbare într-un timp foarte scurt. Deci, revenire propune Ministerul Educației din septembrie 2021, extinderea perioadei, o să vedem cu cât o să reiasă în urma consultărilor, cu cei implicați, iar dacă în mod unanim, elevii, părinții și profesorii solicită această extindere încă din toamna anului 2021, suntem dispuși să luăm în considerare această variantă. Al doilea subiect, care a fost adus în discuție tot de către opinia publică, revenirea la trimestre, face obiectul unor consultări care obligatoriu trebuie să fie inițiate de către Ministerul Educației din timp, deci nici vorbă de structură pe trimestre din toamna lui 2021. Așa cum foarte corect ați precizat, acest lucru ar putea rezulta în urma consultărilor, dacă se va dovedi a fi în interesul elevilor, cel mai devreme din toamna anului 2022. Care sunt avantajele trecerii la trimestre în loc de semestre? Sunt argumente pro și sunt argumente contra. Până în anul 1999, învățământul preuniversitar a funcționat pe trimestre. Repet, sunt argumente pro și contra, nu mă pot antepronunța. Vom vedea ce rezultă din aceste lucruri. Un singur argument, cel mai important la care vă gândiți. Important este să fie cea mai potrivită structură în interesul pregătirii elevilor. O evaluare, spre exemplu, pe trei trimestre, în loc de două semestre, ar putea fi un avantaj. Evaluări mai frecvente. Ați primit din partea profesorilor aceste sugestii sau a elevilor? Nu, aceste sugestii au fost primite din partea elevilor și din partea presei. Vom discuta și cu profesorii, evident. Ce ne puteți spune despre recuperarea materiei pierdute? Care este situația în acest moment? Programul de ore remediale, programul prin care elevii, circa 250.000 de elevi deja înscriși, derulează ore de pregătire remedială, de recuperare, este în curs. Se derulează pe acest semestru, pe semestru curent, și vom face propunerea săptămâna viitoare ca acest program de ore remediale să aibă loc și pe întreg parcursul anului viitor.
pentru că pierderile generate de pandemie sunt mari și foarte mari. Mai mult decât atât, prin ordin de ministru, am făcut posibilă derularea acestor ore remediale chiar și pe perioada vacanței de primăvară, având în vedere faptul că orele remediale se organizează cu grupe mici de 10-12 elevi, deci n-ar fi probleme majore din perspectiva protecției sanitare, riscuri de distanțare și alte asemenea. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția în jurnal. A fost Sorin Câmpeanu, ministrul Educației. Creștere alarmantă a numărului de bolnavi de la terapie intensivă. Pentru prima oară de la începutul pandemiei, numărul pacienților în stare gravă a trecut de 1500. Peste 3000 de infectări noi au fost raportate în ultimele 24 de ore, în ciuda numărului mic de teste. În București, rata de infectare a ajuns la 6,35 la 1000 de locuitori. Creșterea alarmantă a numărului de pacienți de la terapie intensivă vine într-un moment în care autoritățile se străduiesc să identifice noi locuri în secții, dar și după evacuarea cu scandal din Spitalul Foișor. Pentru prima dată de la începutul pandemiei avem peste 1500 de pacienți în stare gravă. Numărul infectărilor noi a fost de 3302 în condițiile în care s-au efectuat mai puțin de 15.000 de teste PCR și 5.000 de teste antigen. De altfel, specialiștii susțin că în realitate avem mult mai multe cazuri decât cele anunțate oficial. Eu cred că sunt de 4 ori mai multe decât cele raportate. Deci 20.000 pe zi. Părerea mea e că da. Managerul de la Marius Nasta, Beatrice Mahler, a comparat situația noastră cu cea din alte țări. Acolo testarea a permis ca acel procent de cazuri critice sau cazuri care au necesitat spitalizare să fie mai mic și datele care sunt publicate în acest moment indică că, practic, procentul de persoane cu forme moderate sau severe a rămas cam la fel. Dacă facem la noi procentul de persoane care sunt internate vis-a-vis de cazurile diagnosticate, lucrurile nu stau deloc bine. Adică la noi procentul este mai mare. Studiu îngrijorător din Israel, țara cu cea mai de succes campanie de vaccinare. Tulpina sud-africană ar putea anula protecția oferită de vaccinul Pfizer. Totuși, prezența mutației este scăzută, iar datele nu au fost analizate și de alți specialiști. Studiul a comparat starea 400 de persoane testate pozitiv la 14 zile după ce au fost vaccinate față de același număr de pacienți nevaccinați care aveau boala. Varianta sud-africană a fost descoperită la 1% dintre bolnavii studiați, potrivit Universității Tel Aviv. De asemenea, printre pacienții care au primit două doze de vaccin, s-a constatat că rata infecției era de 8 ori mai mare decât a celor neimunizați. Conform doctorului Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, tulpina din Brazilia și cea sud-africană sunt mai rezistente în fața vaccinului. Am văzut că atât tulpina de Brazilia, cât și tulpina din Africa de Sud au o sensibilitate mai mică vis-a-vis de acest vaccin, în sensul că nu sunt acoperite decât într-o proporție de 50-60%. Aceasta înseamnă că putem avea, ca pe viitor, pe măsură ce numărul de mutații va crește și nu putem să nu ne amăgim și să nu recunoaștem că acest virus are o mobilitate deosebită în a obține noi și noi mutante. Carmen Dorobăț confirmă prezența tulpinei sud-africane și în România. Ceea ce știm sigur, în România există în majoritate tulpina britanică, fără îndoială, există tulpina din Brazilia, din Africa de Sud și tulpina aceea japoneză cu ghilimele de rigoare numită japoneză, care s-a pus în evidență la persoane care nu au fost în zonele geografice respective, ceea ce înseamnă că transmiterea acestor tulpini are loc în populație generală obișnuită. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași a subliniat că vaccinul anticovid va fi administrat sezonier, la fel ca serul antigripal. Românii nu mai par la fel de dornici să se vaccineze. Pe listele de așteptare mai sunt doar 600.000 de persoane înscrise pentru imunizare. Cea mai îngrijorătoare este situația în cazul AstraZeneca, ser pe care nimeni nu-l mai dorește. Avem planificată o relaxare a restricțiilor de la 1 iunie, însă aceasta este condiționată de un număr clar, peste 5 milioane de oameni imunizați până atunci. Rămâne de văzut cum vor reuși autoritățile să-i convingă și pe cei care nu și-au exprimat până acum intenția. Mai puțin de 600.000 de persoane mai sunt înscrise pe listele de așteptare, din care peste jumătate de milion pentru vaccinul Pfizer.
Potrivit datelor centralizate pe platforma de vaccinare anti-COVID-19, 553.291 de persoane așteaptă vaccinul Pfizer, 27.374 Moderna și doar 8.642 AstraZeneca. Peste 66.000 de locuri pentru imunizarea cu AstraZeneca stau în acest moment neocupate. Și în ceea ce privește vaccinul celor de la Moderna, mai sunt disponibile 2.266 de locuri, iar la Pfizer stau neocupate 49 de locuri. Premierul Florin Cîțu își exprimase îngrijorarea încă de acum câteva săptămâni. Numărul de persoane pe listă de așteptare este de doar 771.663. Spun doar pentru că, așa cum arată lucrurile și vom avea o capacitate de vaccinare de 100.000 de persoane în prima săptămână pe zi, în prima săptămână din aprilie, această listă de așteptare va fi epuizată foarte rapid. De aceea spun că este foarte important să menținem clar mesajul pentru vaccinare, pentru că sper să nu ajungem să avem doze suplimentare să ne vaccinăm. Deci trebuie toată lumea să înțeleagă că dacă vrem să ieșim mai repede în această perioadă, trebuie să ne vaccinăm. V-am spus câte doze vin. Dacă ne uităm la lista de așteptare, este clar că vom rămâne cu ceva doze. De atunci însă, autoritățile se străduiesc să ne convingă că nu vom avea probleme în atingerea obiectivelor. Din punct de vedere psihologic, când intri pe platformă și dorești să te programezi la vaccinare într-un centru și vezi o listă de așteptare de 100.000 de persoane, prima tendință este să nu te mai listezi acolo și să mai aștepți. Intenția de vaccinare arată un procent de medie de 50%, ceea ce înseamnă că avem undeva la circa 7-8 milioane de persoane care doresc să se vaccineze. Până în momentul de față, în România au fost vaccinate anti-COVID-19 2,2 milioane de persoane, dintre care 1,3 au primit și doza de rapel. Vești bune pentru timișoreni. Carantina din această primăvară își arată în sfârșit efectele. Oamenii vor scăpa de cele mai multe dintre restricții după ce rata de infectare a scăzut simțitor în ultimele zile. Astfel, va fi prelungit programul de funcționare al magazinelor, iar localnicii vor putea circula fără declarație pe proprie răspundere până la ora 22. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a reevaluat situația din Timișoara după scăderea ratei de infectare. Autoritățile au decis să prelungească programul magazinelor și să permită circulația până la ora 22. Astfel, în Timișoara, dar și în localitățile Săcălaz, Sân Mihaiu Român, Giroc, Moșnița Nouă, Jebel și Orțișoara, se vor aplica pentru 14 zile măsurile de protecție aferente localităților cu incidența cazurilor între 4 și 7,5 la 1000 de locuitori. La Timișoara situația nu este atât de critică acum cum este și în restul țării. Ne-am trecut deja, am fost primii de fapt care am intrat prin valul 3. Nu vreau să spun că am trecut deja prin el, ci suntem în mijlocul trecerii prin acest val. Trebuie totuși să dăm cezarului ce al cezarului, și anume față de alte sisteme medicale mult mai performante, da? Cum ar fi Belgia, cum ar fi Suedia, Marea Britanie sau chiar Statele Unite, sistemul nostru încă după atâta timp nu a intrat în colaps, deși acele sisteme au intrat toate în colaps sanitar la un moment dat, cum ar fi Cehia. Medicii timișoreni spun că măsurile luate de autoritățile locale și-au arătat în cele din urmă utilitatea, în ciuda coronascepticilor. Noi n-am stat să așteptăm ordine de la centru, ci tot timpul am încercat să fim proactivi. Am reușit să evităm această situație de colaps, de pacienți care să aștepte tratamentul sau să nu aibă acces. Sigur că asta nu înseamnă că acum nu suntem la limită. Chiar suntem la limită. Suntem la limită în toată țara. În Timiș locurile sunt tot timpul la limită. Există câte unul, două locuri libere care se umplu imediat, apoi se mai eliberează, iar este cererea mare. Din fericire, deocamdată, în ultimele două săptămâni, datorită campaniei de vaccinare, în primul rând, suntem pe primul loc în țară ca și număr de vaccinuri administrate la 1000 de locuitori. Numărul de cazuri a stagnat și chiar numărul de prezentări în UPU a început să scadă treptat, încet, încet. Și putem să vedem cum ar veni luminița de la capătul tunelului.
Idee inedită de a salva industria Horeca din Cluj. Organizatorii de evenimente au propus autorităților locale să transforme anumite parcări din Cluj-Napoca în terase. Prin acest mod, spun ei, mulți patroni care nu au un spațiu pentru a amenaja o terasă și-ar putea salva afacerea de la faliment. Autoritățile locale încă discută propunerea și urmează să dea un răspuns în acest sens. Propunerea de a transforma parcările în terase vine din partea organizatorului de evenimente clujan, Andy Deisler. Acesta își dorește ca autoritățile locale să dea avizul în ceea ce privește amenajarea teraselor pe anumite locuri de parcare. În acest mod, spune el, multe localuri care nu dețin momentan spațiu pentru a amenaja o terasă în aer liber și ar putea salva afacerea de la faliment. Chiar și o masă de 4-6 persoane pe un loc de parcare ar face o diferență pentru mulți patroni de localuri. Măsura ar urma toate traseele de avizare și ar întări strategia orașului de renunțare la spațiile de parcare și de folosirea mijloacelor alternative de transport. Ar scădea viteza medie în zonă și deci poluarea. Și ar fi o premieră națională care ține cont de toate recomandările personalului medical, cum ar fi distanțarea socială și monitorizarea. Propunerea a fost înaintată și Direcției de Sănătate Publică după discuții cu prefectul Clujului, dar și cu primarul Emil Boc. Dacă se va aproba cererea, primăria ar urma să închidă cu garduri de protecție anumite locuri de parcare solicitate de aceștia. Rezultate excelente pentru România la Europeanul de canotaj. Sportivii din țara noastră au urcat pe podium în total de 5 ori. Au fost premiați cu 2 medalii de aur și 3 de argint. Ucraineana Elena Beleagă a adus României prima medalie la campionatele europene de canotaj, după ce a câștigat argintul în proba de simplu vâsle feminin. Al doilea premiu a venit la proba feminină de dublu rame, care a fost câștigată de Adriana Ailincăi și Iuliana Buhuș. După cele două decorații la probele feminine, a venit și rândul băieților să urce pe podiumul italian. Echipajul format din Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari s-a clasat pe poziția a doua în cursa de patru rame masculin. Cele mai importante rezultate ale României au fost înregistrate la probele feminine de dublu vâsle și de 8 plus 1. Prima medalie de aur a venit de la sportivele Nicoleta Ancuța Bodnar și Simona Gianina Radiș, care au ieșit învingătoare la dublu vâsle, asta după ce și anul trecut au câștigat primul loc la aceeași probă. Apoi, pe podium la proba de 8 plus 1 a urcat echipa României cu medalia de aur la competiția care a avut loc în orașul italian Varese. O fostă perla echipei lui Gigi Becali strălucește în prima ligă italiană. Denis Man a fost titular în meciul cu AC Milan și a reușit un dribling de senzație chiar în fața marelui Zlatan Ibrahimović. Prestația bună a românului nu a ajutat însă prea mult echipa sa, care a pierdut la 2 goluri diferență. Au trecut zilele când se lupta pentru titlu cu Craiova sau CFR Cluj. Vândut pe 13 milioane la începutul anului, Denis Man îi impresionează acum pe italieni. Cel mai scump transfer din istoria Ligii 1 a oferit un moment de senzație în meciul contra echipei AC Milan, atunci când la câteva minute după revenirea de la vestiare a trecut spectaculos de suedezul Zlatan Ibrahimović. Fostul atacant al FCSB-ului a fost titular în meciul dintre Parma și Milan și a avut o prestație îmbucurătoare, însă nu a reușit să marcheze. În prima repriză, românul a fost singurul atacant periculos și a avut un șut pe poarta lui Gianluigi Donnarumma. Totuși, echipa lui Man a pierdut cu 1-3 în fața celor de la AC Milan și este din ce în ce mai aproape de retrogradare. Vești proaste pentru Simona Halep înaintea sezonului de zgură. Retragerile tot mai dese pe fondul accidentărilor din ultimul timp ar putea să-i aducă sancțiuni. Românca a participat la doar 3 competiții în acest an și se pregătește pentru turneul de la Stuttgart. Ultimul meci al Simonei Halep din acest an a avut loc pe 26 martie, atunci când numărul 3 mondial a învins-o pe Caroline Garcia la turneul de la Miami. Înainte de partida cu letona Anastasia Sevastova, Halep a anunțat că este nevoită să se retragă din cauza unei accidentări la umărul drept. În acest sezon, românca de 29 de ani a sărit peste competițiile de la Dubai și Doha, iar de curând a anunțat că nu va face parte nici din echipa României contra Italiei din barajul de Fed Cup. WTA ar putea acum să o taxeze pe sportiva din Constanța cu amenzi consistente. Regulamentul circuitului de tenis feminin prevede că o jucătoare se poate retrage din proba de simplu a unui turneu fără a primi amendă, cu condiția ca WTA să fie anunțată înainte de primul meci al jucătoarei de pe tabloul principal. Totuși, o sportivă are dreptul la 2 retrageri scuzabile într-un sezon competițional. Halep și-a anunțat prezența la competiția de la Stuttgart, care se va desfășura între 19 și 25 aprilie. Însă prezența ei în Germania este sub semnul întrebării.
Principele Nicolae al României, campanie amplă pentru reîmpădurire în România. Nepotul regelui Mihai a participat la o acțiune în județul Dolj. Nicolae a plantat un pom în memoria regelui Mihai și un altul în cea a prințului Filip. La eveniment au luat parte și zeci de localnici care s-au declarat absolut încântați de inițiativă. Principele Nicolae al României a participat la o acțiune în localitatea Bucovăți din județul Dolj, unde a plantat peste 2000 de copaci alături de localnici și voluntari ai asociației care îi poartă numele. Am ajuns aici în zonă, s-a întâmplat de foarte multe ori să lunecă terenul și sper că ce facem astăzi este primul pas aici în zonă să rezolvăm. Înainte de a ajunge la terenul unde urmau să fie plantați copacii, principele a vrut să meargă mai întâi la primăria din localitate, unde a sădit doi stejari în memoria bunicului său, regele Mihai, și a prințului Filip, care a murit în urmă cu câteva zile. Știu cu siguranță că principele Filip și regele Mihai s-ar fi bucurat de această inițiativă și de orice șansă ne dăm naturii. La acțiune au luat parte și zeci de oameni din localitate, care s-au declarat încântați de eveniment. În weekend am să-l petrecem în felul acesta, sprijinind comunitatea. În sudul județului e precum Sahara. Dacă ieși din șosea și intri mai adânc în câmpuri, e nisip precum la mare. Așa că trebuie să ne facem datoria să refacem vegetația aici pe la noi. O acțiune așa frumoasă, am zis că chiar merită să vin. Vizita de la Bucovăți face parte dintr-un proiect mai amplu, care vizează problema defrișărilor din România. Asociația își propune să planteze 1 milion de puieți de arbori în cele mai afectate zone din țară, inclusiv în București. Specialiștii avertizează, lumea este la un pas de o epidemie de Parkinson. Cercetătorii au descoperit un nou factor de risc pentru boala neurologică, o substanță care se găsește în numeroase produse de uz casnic. Doctorul Ray Dorsey, neurolog la Centrul Medical al Universității din Rochester, este de părere că în curând ne vom confrunta cu epidemie de Parkinson. Boala reprezintă deja tulburarea neurologică cu cea mai rapidă creștere din lume. În Statele Unite ale Americii, numărul oamenilor afectați a crescut cu 35% în ultimii 10 ani, spune Dorsey, și în următorii 25 de ani se va dubla. Deși majoritatea cazurilor nu au o cauză clară, cercetătorii cred că un factor declanșator este expunerea la tricloretilenă. Această substanță este folosită în degresarea industrială, curățarea chimică, dar și în produse de uz casnic, cum ar fi cele de lustruit pantofi și produse de curățat covoare. Legătura dintre această substanță și probleme grave de sănătate a fost dovedită de muncitorii care au fost expuși la locul de muncă. Un studiu din 2008 care a analizat aceste date a arătat că TCE este un factor de risc pentru Parkinson. TCE este o substanță cancerigenă cunoscută ca factor de risc pentru mai multe tipuri de cancer. Legătura dintre TCE și Parkinson poate fi adesea trecută cu vederea pentru că primele semne ale bolii pot apărea și după 10 de ani de la expunere. În timp ce unele persoane care au intrat în contact cu boala se pot îmbolnăvi rapid, altele pot lucra sau trăi în locuri contaminate o mare parte din viață înainte de a dezvolta simptome de Parkinson. Deși această substanță este interzisă în multe țări din Europa, nu există restricții în mare parte din SUA. Astfel, contaminează aerul, solul și apa în zonele industriale. Specialiștii estimează că TCE este prezentă în peste 30% din apele subterane din SUA. Donald Trump vrea ca republicanii să recâștige majoritatea în Congres la alegerile parțiale din 2022. Fostul președinte a promis că se va implica activ în campania electorală. Trump nu a uitat să trimită însă noi săgeți împotriva foștilor săi colaboratori, liderul minorității din Senat, Mitch McConnell, și fostul său vicepreședinte, Mike Pence. În cadrul unei cine desfășurate la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, pentru donatorii din Comitetul Național Republican, Trump a precizat că este încă iritat de incapacitatea sa de a rămâne la Casa Albă. Îndepărtându-se de textul pregătit, Donald Trump a spus că a vorbit recent cu fostul vicepreședinte Pence și i-a comunicat că este în continuare dezamăgit de el. Iar despre senatorul Mitch McConnell a afirmat că este un pui de cățea, a declarat pentru Reuters un participant la eveniment. În textul intervenției pregătite, Trump a încercat să se poziționeze ca o persoană cu influență printre republicani, spunând că vrea să vorbească despre viitorul Partidului Republican și despre ceea ce trebuie făcut pentru o victorie republicană în 2022,
De asemenea, Trump s-a declarat convins că în 2024 un reprezentant al partidului său va câștiga cursa pentru Casa Albă. El a mai spus că orice discuție despre propriile sale planuri ar trebui să aștepte până după alegerile din noiembrie 2022. Mai mulți republicani iau în considerare posibilitatea de a candida pentru nominalizarea din partea partidului în scrutinul prezidențial din 2024, cum ar fi fostul secretar de stat Mike Pompeo sau guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis. Donald Trump, care și-a presărat intervenția cu atacuri la adresa președintelui democrat Joe Biden, a declarat că Partidul Republican va reuși și va crește în viitor prin acceptarea destinului său de campion al americanilor din clasa muncitoare. Rolul activ al republicanului Donald Trump în politica de partid, în pofida pierderii alegerilor prezidențiale din 2020, constituie o abordare diferită de cea a altor foști președinți, care au avut tendința de a se retrage din lumina reflectoarelor după ce au părăsit Casa Albă. Premieră în domeniul ingineriei aeronautice. Compania Exosonic proiectează un avion supersonic de două ori mai rapid decât aeronavele convenționale. Noul Supersonic Air Force One ar putea fi aeronava de serviciu a președintelui Statelor Unite în deceniul următor. Informația privind contractul semnat cu o companie din California a apărut în toamna anului trecut, iar acum au apărut și imaginile cu viitorul Air Force One. Compania Exosonic pregătește următoarea generație de aeronave de două ori mai rapide decât avioanele obișnuite. Din punct de vedere tehnic, cu adevărat special este că Exosonic încearcă să elimine boom-ul sonic, care apare când un avion supersonic depășește viteza sunetului. De această aeronavă a viitorului ar beneficia președinții Statelor Unite. Liderii americani și cei care îi însoțesc ar urma să fie primiți într-o cabină cu 31 de locuri, cu finisaje de lux din piele stejar și cuarț, cu spații private de lucru și odihnă. Viitorul este tot mai aproape. Compania fondată de Elon Musk, Neuralink, a prezentat un videoclip în care o maimuță controlează jocuri video simple cu ajutorul minții printr-un chip implantat în creierul acesteia. To control his paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. În videoclipul prezentat, maimuța Pager, care are implantat un chip în creier, folosește tehnologia pentru a se putea juca pe calculator. După ce folosește un joystick și primește o aromă de banană de câte ori reușește, macacul joacă Pong fără joystick. Practic, controlează jocul doar cu ajutorul minții. Teoretic, aceeași tehnologie ar putea fi utilizată și în rândul oamenilor, pentru a oferi persoanelor cu dizabilități posibilitatea să-și controleze membrele artificiale sau implanturile. Într-o postare de pe Twitter de săptămâna aceasta, Elon Musk a spus că primul produs, Neuralink, va permite persoanelor cu paralizie să controleze un smartphone. Acest tip de tehnologie experimentată pe primate prin intermediul jocurilor video nu este nouă. Demonstrații similare au fost realizate și în 2002. Elementul de noutate constă în folosirea unei tehnologii wireless. Deși Elon Musk a anunțat că Neuralink a mai folosit aceste chipuri pe primate, este prima dată când compania a publicat experimentul. Pe termen lung, Musk susține că Neuralink ar putea permite oamenilor să-și trimită concepte unii altora folosind telepatia și să existe într-o stare salvată după ce mor, stare care ar putea fi apoi introdusă într-un robot sau un alt om. El a recunoscut că prin acest concept pătrunde pe teritoriul SF. Sute de fani ai sporturilor de iarnă au participat ieri la un festival din Rusia îmbrăcați în costume de baie. Deși termometrul arăta doar 0 grade, distracția a continuat chiar și cu un concurs de sărituri în apă. Participanții au călătorit din toată țara pentru a participa la evenimentul alpin anual denumit Boogle Woogle, desfășurat pe o pârtie de schi de lângă stațiunea Sochi din Marea Neagră. Pe lângă costume de baie, skiorii și snowboarderii au purtat pijamale și costume viu colorate, ceea ce a transformat evenimentul într-un adevărat carnaval pe pârtie. Temperatura a oscilat în jurul valorii de 0 grade Celsius, dar asta nu i-a împiedicat pe curajoși să profite la maxim de zăpadă. Alții chiar au sărit cu schiurile într-un bazin cu apă înghețată spre fericirea mulțimii. Festivalul a fost anulat anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus. Boogle Woogle se desfășoară încă din 2016. Anul acesta, potrivit organizatorilor, numărul de spectatori a crescut considerabil, deoarece mulți ruși s-au orientat spre locurile de vacanță din țară din cauza granițelor închise în plină pandemie COVID-19.
O frumusețe de Golden Retriever deține un record mai puțin obișnuit. Cățelul are abilitatea să țină în gură un număr impresionant de mingi de tenis. Stăpânul cățelului i-a observat această calitate în timp ce se juca cu el, așa că nu a mai stat pe gânduri și a contactat World Guinness Book of Records. Astfel, cățelul a devenit purtătorul recordului pentru cele mai multe mingi ținute în gură.